La data de 12 aprilie, polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate OLT și procurorii DIICOT, cu sprijinul Serviciului pentru Acțiuni Speciale, au descins în comuna Brastavățu. După efectuarea perchezițiilor domiciliare în baza mandatelor de aducere, 6 persoane au fost conduse la audieri, 4 dintre acestea fiind suspecte de comiterea infracțiuni de trafic de minori. În urma administrării probatoriului în cauză față de 2 bărbați, s-a dispus măsura reținerii pentru 24 de ore. Din cercetări a reieșit faptul că în perioada 2015-2016 cei doi ar fi recrutat 2 minore pe care, prin folosirea de violențe și amenințări, le-ar fi deposedat de telefoanele mobile și le-ar fi exploatat sexual pe raza orașului Corabia, județul Olt. Cele două adolescente sunt eleve la o școală din județul Olt. Prin activitate infracțională, bărbații ar fi obținut venituri ilicite de aproximativ 15.000 de euro.